În doar câteva săptămâni, Petrolul i-a pierdut pe Mustivar, Albin Priso și Gerson, iar vineri tehnicianul ploieștenilor a anunțat că echipa are nevoie de întăriri pentru returul campionatului. Conform Sport Total FM, Alexandru Coman, fostul jucător al Rapidului, s-a înțeles cu prahovenii și va semna un contract valabil timp de 6 luni cu gruparea de pe Ilie Oană. Coman și-a reziliat contractul cu giuleștenii pe calea amiabilă la începutul lui 2015. Acesta a disputat 36 de meciuri în Liga 1 și a marcat un gol, trecându-și în cont și o pasă decisivă. Mijlocașul a mai avut oferte de la Astra Giurgiu și Concordia Chiajna.